peste 40 de adrese de domiciliu perchiziționate, mai multe persoane încătușate și o adevărată desfășurare de forțe a polițiștilor constanțeni. La această oră, peste 150 de polițiști constanțeni efectuează 40 de percheziții domiciliare la persoane bănuite de sustragerea mai multor obiecte din locuințe. De asemenea, efectuăm percheziții și în alte cauze privind infracțiuni economice. Numai pe strada Dionisie cel Mic din piața Chiliei, forțele de ordine au descins la 3 adrese. Aduceți-vă, dar domnule, aici de ce filmați? Doamna, dacă e, nu suntem hoți, nu suntem chiar așa. Oamenii legii caută pe autorii furturilor petrecute la început de septembrie în mai multe locuințe din Megidia, de unde au fost sustrase cantități uriașe de aur și bijuterii din aur. Vine poliția, îmi ia toată papa. A furat ceva? Nimic, dar de ce filmați? Păi așa a zis că a furat. N-am furat, mami, ce furăm, doamne? Ce mi-a găsit? Ce mi-a găsit? De... Nimic, doamna, vă rog, din toată inima, nimic nu mi-a găsit. Treizeci de suspecți au fost conduși la audieri. Vine poliția. Razia organizată de oamenii legii vizează persoane bănuite că în cursul acestui an ar fi comis mai multe infracțiuni economice și furturi contra patrimoniului. La sfârșitul audierilor, procurorii sunt cei care vor decide dacă îi rețin pe suspect sau dacă îi cercetează în stare de libertate. Ascund-o la dici, mărcile, să nu facă negre zilele.